la o nouă ediție de BV01 ADE, locul unde aflați principalele tendințe modă, trucuri de înfrumusețare și secrete ascunse ale celebrităților. Sunt Adela Diaconu și astăzi veți urmări un interviu cu designerul Ionuț Glăvan, omul care a transformat pasiunea pentru modă într-o afacere de succes. Fabrica de încălțăminte și accesorii Minelli Boutique și o rețea națională de magazine. În exclusivitate la BV01 ADE veți vedea cum arată noul showroom, universul oricărei femei ce adoră pantofi. Minelli Boutique, brandul designerilor Ionuț Glăvan și George Ștefănescu, a avut o accesiune importantă în ultimii ani. Tocurile înalte, platforme excentrice, în combinații cu o paletă largă de culori, deosebesc imediat pantofii acestui brand românesc, care s-a dezvoltat frumos. Este un proiect început în anul 2008, dar are o experiență în spate de aproape 20 de ani în crearea de încălțăminte. Brandul este una dintre acele mărci ajunse la maturitate odată cu participarea la diferite festivaluri de modă interne și internaționale, printre care New York Fashion Week, Bucharest Fashion Week, Sibiu Fashion Days, Dubai Fashion Week, India Fashion Week. Designerul Ionuț Glăvan ne dezvăluie astăzi la BV01 ADE care sunt trendurile materie de încălțăminte pentru sezonul acesta, ce vedete poartă încălțările acestui brand și ce preferințe au, dar și multe trucuri și sfaturi utile veți afla din materialul următor. Astăzi am ajuns în universul Minelli și mai exact aici la showroom, unde fondatorul brandului, designerul Ionuț Glăvan, ne-a invitat. Bună, Ionuț, și mulțumim de invitația de a veni aici în lumea voastră. Bună și bine v-am găsit. Mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea ta. Da, uite, de data asta un nou sezon, da? Un sezon rece, toamnă-iarnă, cu foarte multe propuneri ale brandului vostru și aș vrea să ne spui așa, să ne și arăți care sunt principalele tendințe pentru acest sezon rece. Voi pe ce ați mers? Noi totdeauna am fost un pic mai excentrici, un pic mai ieșit din tipar. Am încercat să combinăm alte culori, am folosit șarpele, am folosit tot felul de botine pe diferite texturi. De asemenea, am făcut niște sandale, deși pentru început s-ar putea, domne, este frig, nu se poate purta, dar sunt atâtea multe persoane care sunt atâtea evenimente care, într-adevăr, trebuie să punem o sandal și am făcut acest model închis, tocmai ca să nu, e totuși un pic de rece, oriunde exact. Merge, dar sunt un pic mai nonconformiste. Bineînțeles, avem și încălțămintea sport. Da, care nu putea lipsi. Da. Am folosit... cu o talpă. Da. O talpă destul de înaltă, dar este comodă.
Am folosit un calapod mai mai excentric, ca să nu mă repet. E teșit. Am zis, na, bățele de zi cu zi. Non-culori, observ, da, uite da. Și aici tot da. Non-culori. Exact. Doar e sezonul rece. E sezonul rece, ați da. Cam scos acea nebunie, paletă de culori, dar vara așteptăm se poartă. Vara se din poartă. Nou, dar, ca să dar, ne facem dar, de cap. Dar văd mai pune, mai și aici, nu, niște botine. Da, niște botine, sunt un film gen western, se poartă foarte mult. Acest e un model simplu, mai avem și mai complex, unde ne-am jucat mai mult cu texturile de piele. De ce nu? Pentru persoane care vor să... Da, și mai ales că pur nu și cu pantaloni, dar exact. Și cu rochii foarte mult, adică ne scoatem cam din orice impas vestimentar. Da, ne tragem un palton și am plecat. Da, exact. Adică altfel arăți da. În aceste încălțări. De asemenea, și botinele sunt un pic mai elegante, din satin. Da, am văzut că se poartă acum da, foarte poartă, mult. Se poartă. Un accesoriu. Un accesoriu care chic. E de un preț, da. Sunt multe modele. Aici sunt doar câteva expuse, doar câteva, timpul exact. Din păcate nu ne permite. Și ar vrea să-mi spui, ce este cu nebunia aceasta? Nebunia de... Exact, da. Noi am pornit-o ceva vreme. Voi practic ați lansat-o. Da, am făcut și în vară. Și deja vedem că acum începe. Da. Fetele încep să aibă curaj. Așa numită șosetă. Care se mulează pe picior, se mulează picior, pe picior, da. Noi avem și niște proste, o să vă arăt acolo. Și pe talpă sport. Care practic se mulează, e ca o șosetă. Pe diferite măsuri. Acesta e scurtă, da. Avem și lungi peste genunchi. Am văzut parte, deja, da. E o da. Nebunie cu acest model. Da. Și propun să mergem mai departe, să vedem da. Ce mai găsim pe aici. Haideți să mergem. După cum v-am spus, continuăm cu aceste încălțări care sunt hitul sezonului rece și îl las pe designerul da. Ionuț Glăvan să ne explice mai bine. Da, vă spuneam că avem și pe talpă joasă, exact același tip de șosetă. Se mulează pe picior, aceasta este peste genunchi și vine pe o talpă sport, confortabilă. De și asemenea, nu e greu să le ia, nu? Nu. Foarte ușor. E practic ca un șosetă, dress, nu? Exact, ca un dress. Și apoi se mulează foarte exact, bine. Exact. Și imediat și a revenit. Mm-hmm. Foarte practic, foarte da. Călduros. Avem pe diferite culori, dar practic nu. Negru este cel mai căutat. Da. Da. Și bineînțeles și o talpă normală să le poți purta și ziua, dar și seara. De fapt, poți să mergi și cu astea și seara. Adică, da, depinde de ocazie, depinde unde te duci. Da. De asemenea, gama e largă. Gama e largă, ne folosim și pe tocuri. Da, pentru sezonul ăsta se poartă. Se da. Poartă. Bun. Să mergem să vorbim de alte modele da, mai departe. Da, despre țările așa mai ghetuțele. Ghetuțele Chelsea, Boots. Noi le-am aplicat niște accesorii. Se poartă în toamna aceasta, toamnă-iarnă. Tot felul de ținte, de aplicații. Acestea sunt doar câteva dintre modele. Da, nu sunt doar câteva, multe... avem foarte multe. Foarte multe. Cele multe se găsesc în, în magazinul nostru online. De asemenea, avem și ceva mai excentric. Da, am văzut. Pictura manuală. De asemenea, cu ținte. Am zis că se poartă. Și se poartă bocancii, aceștia au revenit exact. Așa după da. Mulți ani. Da, da. Se poartă, a plecat din vară. Ne-am făcut și în vară, am făcut genul acesta de bocanci cu plasă. A, da, da, și, ca să respire da, piciorul. Exact, și cu aceste perle. Încă se mai cer. Te găsesc în showroom. Vă spuneam de acest model. Acest model le-am făcut chiar la ultimul videoclip al Lidiei Buble. Așa, am văzut că foarte multe vedete... Da? Da, i-am inscripționat
câteva versuri din videoclip și chiar vă recomand să-l urmăriți, este foarte, foarte frumos. Andra, artista, da, am văzut că a avut o pereche de încălțări de la voi, niște cizme pictate și ele manual. Da, nu se regăsesc aici, dar... Le găsiți pe net, le găsiți la Andra pe Facebook. Da. Acolo e un... Ea ți-a cerut să faci acel model? Am discutat în prealabil și... I-a venit cu ideea, nu? Ca da. Și e artist cu artist și da, până la urmă... Și, da, am lăsat. Ce număr poartă Andra? Poartă numărul 36. A, bun, iau și micuță, da. Bine, la a noi. A ajuns departe. La noi. Da. De asemenea, am mai folosit o catifea. Nu știu câte branduri în România au așa ceva. Această catifea are un, un teflon pe desubt care finețe. Nu permite să intre apa. Deci, practic, sunt impermeabile. Și deși la exterior... E atât de fină. Da. Dar în interior, exact. Bineînțeles, avem și căptușala, dar vă spun acest material, strict acest material, nu permite. Avem și niște botine, care o să vi le arăt, care de asemenea sunt făcute integral în acest material. Da, să nu mă repet, dar nu știu dacă mai au cineva un alt brand în România. Păi voi mereu veniți cu noutăți pe piață. Da, e ceva nou. Chiar și noi am rămas când ne-au prezentat cei care... Da, am văzut la evenimente și nu numai, dar și pe stradă. Foarte multe vedete din televiziune, din muzică, după cum am spus, poartă încălțările voastre stiletto. Pe stradă am văzut că poartă aceste ghete sau cizme deosebite. Cum e? Ele vin și își fac la comandă sau dacă văd un model și îl achiziționează de pe net sau vor, de exemplu, Ilinca Vandiș pentru emisiunile ei, cum e? Vine și își alege sau îi faceți voi? Să vorbim așa un secret, bineînțeles. Avem o relație ok și cu Ilinca și cu mai multe vedete care, într-adevăr, le ajutăm, le propunem anumite modele ca să fie ok pentru emisiunile care le au. Dar bineînțeles, ne vin și tot felul de cliente care vor să arate exact și noi ieșim în întâmpinarea acestei mici probleme și le rezolvăm, bineînțeles, le facem la comandă. Da. Bineînțeles, le facem și consiliere pentru că am întâlnit persoane care într-adevăr nu prea știau să combine bine cu culorile și deși noi le-am spus că ne-am și produsul finit, nu prea mai plăcut. Și am întâlnit și ceva de genul ăsta, dar am zis să ne punem amprenta mai mult, să nu ne lăsăm. Și la fabrica acolo mergi tu, te ocupi, cum e? Eu și George Ștefănescu, care este partenerul meu și prietenul meu de atât timp, suntem de dimineață până seara acolo, când nu avem interviuri sau, nu știu, fel de practic vă împărțiți între fabrică, magazine, interviuri. Exact. Avem multe evenimente. Da, avem evenimente, sunt tot felul de târguri, de achiziționare a produselor, cum v-am mai spus și în alte emisiuni, noi aducem mare majoritate, produsul nostru din Italia adus. Exact. Da, chiar vrem să fim mai exclusiviști, să ne punem amprenta pe exclusiviști, dar totuși aveți prețuri bune. Chiar prețuri unele la prețuri de mass market. Trebuie să spunem acest lucru, că nu diferă prețurile de aici cu cele din magazine când mergi de două ori și s-a dus tocul. Da, aici este problema. Noi încercăm să fim acolo, deși pentru noi nu e tocmai bine, pentru că orice eveniment, orice magazin... se ridică la o anumită sumă și noi trebuie să o amortizăm în timp și tocmai cu prețurile normale. Da, dar fiind normale, o firmă românească, vă doriți ca românii să poartă lucruri de calitate. Din tot sufletul meu. Ar fi bine să cumpere de la voi ca banii să rămână în țară, pentru că majoritatea firmelor, da, banii scot afară. Da, și le produc mare majoritate și chiar și brand-uri românești, n-aș vrea să vorbesc. Da. Dar totuși se produc în China, China sau în alte țări. China cu mână de lucru ieftin, înainte. Da, noi ne chinuim, încă ne chinuim aici. De aceea meritați tot suportul nostru, dar și al autorităților. Da. Bun, vedem aici modelele sport, da? Modelele sport, încă mai avem jos, v-am spus, bocancii, se poartă în toamna aceasta. Modele sport, încă se vând acestea cu motive tradiționale. Și ciocatele pe care le-a purtat Ina, nu? Da, ciocatele Inei, ghilimele. Într-adevăr, da. Ne-am avut
După ce o vedetă poartă așa, vin comenzi mai multe pe modelul respectiv. Da, de ce? De ce nu mă ascund acest lucru? Vin. Vin, vin. Nu? Nu, la unele vedete chiar nu, la când ne așteptam noi, dar vin, vin. Da. Pentru noi e ok ca și colaborare, sunt niște artiști, sunt niște oameni ok. Noi vedem la televizor, sunt icons, dar ele în particular sunt foarte ok. Marea majoritate cu care am colaborat, am rămas surprins. Nu au, ei foste, nu au vedetisme, la fel înțeleg că nu se pot face anumite produse. Da, ca în orice domeniu, dacă vrei să reziști și mai ales să ai viață bună, trebuie să fii profesionist în primul rând. Că altfel... Da, bineînțeles, da, da, da. Sunt persoane, într-adevăr, noi n-am întâlnit, într-adevăr, care vin și au anumite cerințe, nu ne referim la vedete. Noi încercăm să le explicăm și nu prea înțeleg, dar... Foarte rar s-a întâmplat, cu acelea nu prea mai colaborat, dar na, se întâmplă. Înțeles. Bun. Cu siguranță telespectatoarele noastre vor să afle niște propuneri, că se apropie sărbătorile de iarnă, nu? De Crăciun, da. De Revelion, cum să strălucească. De aceea vom merge spre un alt segment și haideți să vedem ce găsim acolo. Chiar dacă afară este frig și răcoare, noi înăuntru, noi așa la evenimente, trebuie să strălucim și la o rochie de seară, rochie elegante, neapărat sandale, dragele mele, pentru că altfel dă cam prost. Ionuț, vedem aici o multitudine de produse, da. Dar mult mai multe, normal, că se găsesc pe site. Da. Hai să ne spui puțin. Cum bine ai spus, eu mă bucur pentru că româncele au început să poarte la evenimente sandale foarte mult timp. Și fără dresuri de anumite culori sau să da, te... Da, da. Foarte mult timp, vorbind de anii precedenți, purtau și luau pantofi și nu prea era ok. Da, dar am zis sunt totuși anumite rochii unde da. Exclus. Sunt excluși pantofii, clar sandalele. Da. Noi am făcut tot o gamă mai largă, dar cumva, cum bine ai spus, da. Pe site se găsesc mult mai, mai multe modele. Le-am elegante da, și am pus tot felul de accesorii, tocuri mai înalte, acesta e un toc de 12 cu o platformă, toc de 10,5. Tocurile italiene, nu? Bineînțeles, 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 pentru că... Deci și rezistă și arată da. Într-un mare fel. Da, nu... Și am folosit ca și culori, avem și negru, clasic, argintiu, auriu, dar cum bine vezi în spate, mai avem și altfel de mai excentrice, în cazul că se vrea, da. Bineînțeles. Știu că avem modele și, exact același model avem și pe culoarea auriu, un arămiu, nu-l avem în șurul, mai să vi-l prezint, care se cere foarte, foarte mult. Bineînțeles, da. Și eu recomand sandalele. Purta sandale. Da, și pantofi. Pantofii, da. Pantofii n-au cum să pantofii lipsească, cum. Mai ales la o ținută chiar business. Ai luat un, chiar luat un model... Ai uitat ce aici. Un presaj de șarpe. Toc de 12, fără platou. Dă o linie foarte frumoasă când calzi piciorului. Da. Îți spune piciorul în evidență. Îți spune piciorul în evidență, dar trebuie să știi să mergi pe tocuri. Trebuie, da, de 12, dar toate doamnele fără... se descurcă, nu? Da. Suferă ele, dar arată într-un mare fel. Da. Pentru noi acest model e foarte, foarte cerut, pe diferite culori. Bineînțeles, și clasici cu negru, nude și așa mai departe. Da, vedem și niște sandale care mi-au da. Plăcut foarte mult și au fost acestea foarte tot timpul mediatizate, ca să zic să așa. Fie la noi în showroom. Te rog să ne spui un pic. E un statement al nostru, l-am deja sunt un brand aceste sandale. Da, 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 da. De la an la an noi ne jucăm cu textura, cu designul, dar practic la bază la fel le ținem acestea sunt cusute manual, muncă durează cam o comandă cam 3 săptămâni, o lună. Câți oameni lucrează? Depinde de comenzi. De obicei la fiecare pereche lucrează cât un om, da. Dar la mai multe comenzi la fiecare om să lucreze la o pereche durează foarte mult. Un schimb 1, schimbul 2.
Schimb un, schimbă doi, da. Da. Ai ce face, dar rezultatul se vede. Este și noi am fost apreciați pentru așa ceva, nu, nu să ne lodăm noi, dar nu a mai făcut nimeni. La noi în, da, în România. Și tradiția românească, dacă da. Vedem că avem aici, florile, da, exact. Avem foarte multe lucruri. Păi asta spuneam. Ce ne leagă, mai ales că urmează și centenarul, nu? Da. 100 și de ani. Noi le-am folosit pe diferite zone, motive tradiționale. Da, se pot merge cam la orice port popular al zonei da. Respective, eu zic că da. Da, da, merg da. Foarte da. Bine. Sunt vedem elegant. Acolo și niște cisme, pentru că nu totuși e iarnă, să le arătăm. Cizmele acestea foarte dorite. Foarte dorite, sunt fronsate. E un de ce sunt cizmele da? Acestea atât de dorite? E un model? Da, dar e un trend model, acum. E un trend, nu știu, noi l-am dus acest loc, l-avem de vreo 2 ani, exact, ca să spun. Exact, că voi, da. Practic, da, noi l-am avut, eu mai văzut. L-am mai avut, l-am văzut pe diferite botine. Sezonul acesta. Au prins și anii trecuți, dar parcă anul acesta... Au luat, au luat. Sunt da, într-adevăr. Da, și ce bine merg cu un palton, da. Elegant. Sunt fronsate, merg fronsate, pielea foarte moale, tocmai ca să fie fronsate, și merg la palton, uh-huh. să vorbim de, de model de zi cu zi, mai ales că vine frigul. Da. Trebuie. Bun. La final, haideți să vă mai delectăm cu niște încălțări deosebite. Pentru că nu e așa, dacă tot am ajuns aici la showroom, să profităm. Așadar, să mergem. Ne apropiem de finalul emisiunii și pentru puțin timp vă mai las cu Ionuț Lăvan să vă delecteze cu încălțările sale, un model deosebit pe care te rog să ne-l prezinți. Da, vreau să vă arăt acest model. A fost cerut de o persoană care e o clientă fidelă a noi. Bineînțeles, ne-am pus amprenta. Și-a dorit o pantof simplu, dar am zis, de ce nu o botină pantof? După cum vedeți, se poate purta și la eveniment, fiind o botină, dar bineînțeles și de zi cu zi, dacă combinăm alte culori. Am folosit aici o piele de șarpe cu tente argintii. Pentru mie, cel puțin, îmi place acest model, dar l-am lansat. Da, este foarte frumos. Lansat. Și sperăm să prindă, să placă și publicului. Da, și jiretul, ce deosebit. Da, am mers în trend ca și culoare. În această parte a showroom nostru avem în derulare un proiect cu o vedetă de la noi. O să facem o colecție capsulă care sperăm să prindă. Va fi ceva mai wow, cu accesorii mai mai prețioase și sperăm în suflet să prindă. Noi o să continuăm colaborări cu mai multe persoane. Ca de fiecare din, dată. Fashion, da? Da. Am văzut da. Că participați la foarte multe evenimente, festivaluri de modă. A fost un an plin. Un an plin și anul 2018... Unde vă doriți să ajungeți? Sincer, am dorit să ieșim mai mult pe piața internațională. Practic aici deja da. Ați reușit. Da, mulțumim frumos. Într-adevăr, cu piața greu, dar greu pe la anul 2018 sărbătorim 10 ani de Minelli. Felicitări și mulți ani înainte. Mulțumim. Au trecut repede, nu? Au trecut repede, da. Cu multă muncă. Cu multă muncă, foarte multă muncă. Când ați început, cum ați început? Într-un atelier? Da, acum un atelier fabrică. Mic, un atelier mic, cu 2 angajați. Nu credeam că o să creștem. Dar așa care de... este succesul? Cu ce ați venit voi nou? Pentru că ca să reușești pe o piață atât de plină și mai ales că te confrunți cu China și cu prețurile lor... Sincer, când am început, am urmărit foarte mult piața, am văzut că lipsește ceva. Lipsește, pentru că ați, voi, cu eforturile pe care le-ați depus, ați păstrat preț-calitate, mi se pare... Exact, asta am încercat. Am încercat aici, cred că e secretul. Da, nici să ridicăm prețurile mari, să clientul poate să cumpere, să... Da, să poată să-și cumpere mai multe pere, nu doar una pe an. Bineînțeles, și să-l câștigăm în timp. Prin modelele noastre. Am încercat să fim mai exclusivi și să arătăm că se poate și la noi în țară.
de la an la an am adus tot timpul ceva nou, urmărind liniile din afară, deși în alte misiuni v-am zis, au fost niște modele care le-am adus, niște trenduri care le-am adus și au trecut, nu știu, 6 luni, un an de zile până la noi am început să poarte. Deși ne întrebam, zic, păi, când sau la noi se poartă? Într-adevăr, au fost ani când ne-am mutat, a fost ok. Acum, într-adevăr, ne o perioadă, cum ai spus tu, într-adevăr, din import, se importă foarte mult, nu e de calitate, nu rezistă, dar omul, bineînțeles, Se uită la se preț. uită la preț. Da, e o Da, dar chestie. până când vă descoperă, pentru că avem foarte mulți designer buni și nu numai de încălțări, vestimentari, când vezi că totuși dai un ban, un raport calitate-preț cinstit și acel lucru te ține și nu mai au încă 100 ca tine, pentru că aici, Da. bineînțeles că puteți personaliza, să fii unic pe o piață plină, Corect, saturată, e un corect, mare așa este, lucru da. și un mare câștig. Da. Bun, și pe plan familial, familia te E, da, susține? e tot ok. Mulțumesc frumos, dar familia este lângă mine și lasă ceva care se contează cel mai Foarte, mult. foarte frumos. Vă dorim un an minunat ca voi și să ne revedem cu bine în 2018. Mulțumim frumos că ne-ați vizitat și vă așteptăm oricând, Mult cu drag. succes! Mulțumim. Slovan și campioana olimpică Monica Roșu. Se știe, dacă vi se oferă pantofii potriviți, sunteți în stare să cuceriți lumea. Aceasta a fost noua colecție semnată Ionuț Glăvan, de la care ați aflat și ultimele noutăți profesionale și personale din viața sa, însă cam atât pentru astăzi. Vă așteptăm și pe site-ul și Facebook-ul ce poartă numele, acolo găsiți noutăți despre vedete și exclusivități marca TV01ADE, actualizate zilnic, dar și concursuri cu premii prin care vă răsplătim fidelitatea. Până data viitoare când ne revedem, nu uitați că principalele tendințe modă, trucuri de înfrumusețare și secrete ascunse ale celebrităților le aflați doar aici. Sunt Adela Diaconu și vă doresc să aveți o săptămână excelentă. Pe curând!